Salutare, prieteni, bun găsit la Exclusiv Rapid. Rapidul, după 3 înfrângeri în 3 meciuri în acest play-off, surprinzător pentru foarte multă lume, a pierdut orice speranță la titlu, dar continuă lupta pentru poziția secundă, pentru poziția 3, pentru că în acest moment Rapidul este pe locul 4, dar la 3 puncte în spatele Craiovei și a CFR-ului, care sunt pe pozițiile a doua, respectiv a treia. Vorbim despre ceea ce se întâmplă acum la Rapid, dar și despre trecut acestui club extraordinar, un om care a făcut istorie, cu un om care practic se confruntă cu Rapidul, pentru că în momentul în care spui Marian Rada, spui Rapid. Bun găsit, Nea Marian. Bine v-am găsit și eu. Mă bucur de invitație, că adică nu m-ați uitat. Păi eu nu v-am uitat, eu am încercat și în toamnă să vă aduc, nu ne-am intersectat, dar o facem acum. Niciodată nu-i prea târziu. Așa e, ne cunoaștem de prea mulți ani. Corect. Da. Haideți să intrăm în subiectul care îi arde pe suportări. Cum ați trăit ultimele meciuri ale Rapidului? Ați fost chiar și pe Giulești. Am fost la meciul cu Oțel și la ultimul meci nu am mai fost. Mai bine. Mai în glumă, mai în serios. Păi da, dacă mergeam eu, era cu noroc. Și asta e drept. Practic, după meciul cu Oțelul în Giulești, pentru că a fost și acel meci cu Rapid gazdă, cu FCSB, dar pe Arena Națională, Rapid a pierdut următoarele două meciuri acasă, cu Farul și cu CFR. Da, din păcate, play-off-ul ăsta se pare că l-a cam ratat. Se aștepta mult de la, mai ales că a fost acest centenar, se aștepta lumea chiar la titlu, însă cel mai mult mi-e pare rău că n-au luptat mai mult pentru Cupa României. Deși era obiectiv principal, pentru că Cupa era obiectivul. Specialitatea Rapidului era. Cupa. Era, pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani cu Rapidul în Cupa e dezamăgitor. Da, și în general Cupa deja nu mai are formatul ăla. Parcă avea alt farmec, cu meciuri eliminatorii, începeau toate echipele din România de la nivelele inferioare până la divizia A, Liga 1, cum este acum, parcă nu mai are același farmec. Pe de o parte, dacă ne uităm în Germania, Saarbrücken a scos-o din Liga 3, a scos-o pe Bayern München, pe Eintracht Frankfurt, iar în finală e Kaiserslautern. Pe de altă parte, nici noi anul ăsta nu stăm rău, pentru că avem pe Corvinul în semifinale. Da, dar în trecut parcă era altfel. Să te aștepți la o echipă de divizia C, să elimine o echipă de divizia A. Și avea un farmec anume, se juca acasă la echipa de nivel inferior, emulații în zona respectivă, în orășele, chiar și comune. Era altceva. În sfârșit a trecut, acum trebuie să ne adaptăm la ce ne oferă federația. Rapidul pare să nu se fie adaptat, pentru că nu trece de grupe în condițiile în care anul acesta părea favorită la calificare înainte să înceapă competiția. Da, nu prea îi mai interesează Cupa României, sunt și premii mai mici față de Liga 1. Credeți că asta e problema? Credeți că e vorba de bani? Și asta, că s-a ajuns să totul să se cântărească în bani. Și asta strică din farmecul fotbalului, sportului în general. Faci fotbal ca să câștigi bani, nu faci ca să pentru spectacol, pentru suporteri, spectatori. Ia, ce, nu știu, așa văd eu lucrurile. Credeți că la Rapid sunt prea mulți jucători care fac asta? Apropo? Eu mercenari, cum spun suportării? Cred lucrul ăsta, pentru că se vede și în atitudinea lor. Nu prea interesează. Ei se duc după meciuri pierdute în fața galeriei și parcă se duc la teatru. Dar se duceau, discutam cu ei, veneau și suporterii la baza de pregătire, la stadion, la Giulești. Țin minte asta de pe vremea lui Valentin Sănescu, când am venit la Rapid în 83, veneau, aveam câte 400-500 de suporteri la fiecare antrenament. Chiar Leo Toader povestea despre ceea ce se întâmplă da, atunci venea, pe Giulești. Deci ne cerea socoteală, de ce nu facem mai, de ce nu facem cealaltă. Deci, începeam să le explicăm, ei înțelegeau și la final ne aplaudau, zicau, haide, meci următor. Cu înjurători sau fără înjurători? La început cu înjurături, ca să ne sperie puțin. Apoi își reveneau și dădeau seama că nu fac bine clubului, echipei și începeau să le încurajeze. Și cât de mult contau acele
întâlniri, să spunem, acele... Contau, pentru că erau mulți jucători care se speriau. Erau, veneau de la echipe cu câteva sute de spectatori și când vedeau că la Rapid sunt sute de spectatori la meciuri, se speriau. Sute la antrenament? La antrenament. Și atunci cei mai vechi, cei care știau ce înseamnă Rapid, încercau să le explice, să-i scoadă din teama asta, spaima asta de... Intră pe teren și era o galbenă la față. Păi, credeți că vreun Hasani s-ar speria pentru că nu înțelege? Înțelegi, în jucăturile și alea le înțelegi. Și asta e drept, pentru că le înveți prima oară. Și când vezi cum se uită congestionați oamenii la el și ea, își dă seama că nu-i de bine. Pe de altă parte, apropo de neînțeles, la Rapid, printre mulți jucători străini, o parte dintre ei chiar foarte buni, să nu îi băgăm pe toți în aceeași oală, dar sunt totuși destul de mulți jucători străini care sunt de câțiva ani în România, și nu doar la Rapid, dar vorbim despre Rapid aici, care nu au învățat limba română. Asta e lipsa de preocupare. Nu pot, așa pot să spun și de Spadasio, Ziati, jucătorii mari care au fost la Rapid, adică care au făcut performanță la Rapid și nu știau limba română deloc. Dar nu voiau să învețe sau... Li se părea prea greu și nici preocupare nu aveau. Era la un moment dat când George Copo să le punea profesori de limba română. Cum se întâmplă în străinătate. Da, normal. Dar nu aveau preocupare. Am văzut, am participat și eu la câteva lecții dintre astea, toteau se gândeau la altceva. Da. Și asta e o problemă. Comunicarea, în primul rând, la fotbal este esențială. Pe de altă parte, la Rapid și antrenorul e străin, chiar dacă el vorbește limba română de mult. Mai mult înțelege, dar se exprimă rău față de perioada în care a fost în România. Adevărul e că... Pe de altă parte, dacă îl comparăm cu alți străini care stau de mult prin România și spun stau, nu? Păi nu, că uite, Nicolo Napoli cam la fel ca Bergodi. Cam la fel se exprimă, la fel vorbesc. Pentru că știu că am lucrat cu amândoi. Jocare bine, facere bine. Se înțelege. Sunt latini și ei ca și noi și se înțelege. Dar ei înțeleg foarte bine. Sunt convins, deși să știți că pe la conferințe de presă mie mi se pare că sunt momente în care ori nu vrea sau... Se fac că nu înțeleg. Se fac că nu înțeleg? Se fac că nu înțeleg. Când nu le convine întrebarea, o dă mai pe ocolite așa. Care ar fi diferențele și asemănările între cei doi italieni din fotbalul românesc care... Nu, e parcă sunt frați, așa. Nu este nicio diferență. Lucrează la fel, mai mult tactic, cum vorbeam și înainte. De multe ori uită pe jucătorii pe teren să le explice și ei zic, hai să trecem la minge, la propriu-zis, la fotbalul propriu-zis, în povești. Da, dar pe de altă parte, Nicolo Napoli cred că s-a întors de vreo 10-11 ori la Craiova. Bergodi la treia prezență la Rapid. Eu l-am avut pe Bergodi la Politehnica la Iași. Acolo, și Napoli a fost pe la Iași. Și altă era la Craiova, Napoli și eram eu la Rapid, antrenor principal. Și l-am bătut și când a venit la Iași. Mai bătut atunci când era lumea mai dragă, îmi trebuia victoria acolo. Ce să spun? Asta e, n-am ce să fac. A ținut minte. A ținut. Dar pe de altă parte, cum vi se pare comportamentul lui Cristiano Bergodi acum? Ce vină are Cristiano Bergodi? Cât este de vinovat el? Pentru că suporterii, după meciul cu CFR Cluj, aproape tot stadionul i-a cerut demisia. Așa se întâmplă când la Rapid, la majoritatea cluburilor, când nu sunt rezultate, normal că antrenorul este primul vinovat. Însă și cei care se-și pune problema și cei care au ales antrenorul, pentru că au fost și alte variante. Nu știu, dacă ieșea bine cu Bergodi, toată lumea și-a zis ce antrenorul am avut. Acum, din toate, toți se fac că nu știu că ei l-au adus și... În sfârșit, nu are rost discuția asta, dar n-a avut nici șansă Bergodi. A avut și ghinion în perioada asta. Pe de altă parte, a avut și noroc în anumite meciuri. Când Rapidul a jucat slab, uitați, eu mi-aduc aminte de meciul de derbiul cu Dinamo de pe Arena Națională, când Rapidul a arătat foarte slab în condițiile în care Dinamo era la retrogradare și a câștigat prin golul lui Burmaz din minutul 90.
2-1. Deci se compensează câteodată. Eu așa cred. Eu așa cred. Legea compensației, dar în sfârșit, o echipă mare trebuie să câștige și când joacă prost. Ok. V-a plăcut Rapidul per total în acest sezon? Per total, nu. Pentru că a venit perioada asta pe final, care normal că eu nu știu cei care fac statistică să aibă Rapid 3 înfrângeri consecutive, nu știu dacă 3 au fost, nu? Da. Primele 3 înfrângeri consecutive, nu știu în ce perioadă am mai avut. Nu știu dacă mai există. Dar de un 0-4 pe Giulești la pauză, vă aduceți aminte? Nu. Nu, nimic. N-a existat. Eu stăteam după meci, mă tot gândeam, când a pierdut Rapidul în Giulești de o asemenea manieră sau la un asemenea scor, mi-am amintit de un meci cu Dinamo, un derby cu Dinamo, în urmă cu vreo 17 ani. A fost 1-4, sper să nu greșesc. Atunci cu Cornel Dinu, cu... Nu. A, ăla e mai vechi, ăla e din 98. Ăla e din sezonul 98-99 cu titlul. Era Mircea Lucescu la Rapid. La Rapid, da. Și atunci Rapidul a câștigat cu 1-0 în Ștefan cel Mare în retur și mai în glumă, mai în serios, a demonstrat că 1-0 e mai bun, mare decât 4-1. Să mai glumim și noi puțin, să ne aducem aminte și de vremuri mai frumoase sau vremuri extrem de frumoase. Tot timpul la Rapid sunt vremuri frumoase, pentru că este un club pitoresc, un club, știe toată lumea, iubit de suporteri din toată țara. Și vorbim de lucruri pe care le știe toată lumea și vorbeam și de jucători. Trebuie foarte mare atenție când aduci un jucător să știi dacă se poate adapta la condițiile Rapidului. Aici vă referiți și la străini sau în general? Sau la români? Nu, în general. Și la români. La străini ai să spui că nu înțeleg, vorbeam că nu înțeleg sau se fac că nu înțeleg, dar în special la români. Pentru că străinii au fost, într-adevăr, nicio echipă nu reușește să facă toate transferurile bune, să fie aibă doar transferuri reușite. Dar la Rapid au fost mulți străini în ultimii ani care au dovedit că au valoare și ne putem uita cât de ușor s-a adaptat Rahmani, de exemplu. Cât de ușor se adaptase Kait când a venit și ce primă parte a avut la Rapid. După care au venit accidentările și nu prea l-am mai văzut pe Kait. Și nu sunt doar ei. Da, vorbim de perioada recentă, dar în trecut au fost jucători, dacă au valoare, un jucător cu de mare valoare, se adaptează imediat. Cum vorbeam înainte, Spadasiu, Ziati, care au mai fost, nu mai vin în minte acum, dar Caramiani. Bozovici, uite, vezi cum... Bozovici, printre cei mai apreciați fotbaliști străini din istoria. Da, pentru Rapidului. Că depunea suflet și a înțeles spiritul Rapidului, direct. El decedase mama și a venit la Cluj să joace. Și aia o mare victorie, 5-0. 5-0 în urmă cu 3 sau 4 zile. A fost pe 7 aprilie 2012, dacă nu greșesc. Aoleu, cum știi datele și... Da, mi-am adus aminte pentru că am fost la acel meci. Atunci Deac a marcat pentru Rapid în poarta CFR-ului. A marcat și Fane Grigorie... Recunosc că nu mai mi-aduc aminte chiar toți marcatorii. Nici eu nu mi-aduc aminte. Parcă și Bădoi a dat gol atunci. Cred că și Herea. Nu știu Herea. Dar Bozovici, într-adevăr, a surprins într-un mod extraordinar și pe toată apoi, lumea. După meci, George Copu i-a pus la dispoziție un avion privat să meargă la înmormântare. La înmormântare. Da, e oricum Bozovici un caracter deosebit, de aceea e și atât de apreciat de fanii Rapidului în continuare, plus îl vedem cum postează în continuare și mai în glumă sau mai în serios, deși e plecat de atâția ani din România și a fost doar de câteva ori în vizită. Și un vorbește mai bine românește decât. Jucător, un asemenea jucător, ce înseamnă el pentru Rapid, n-ar fi bun undeva acolo prin staful Rapidului, să țină legătura cu jucătorii străini, să învețe ce înseamnă Rapid, să se adapteze mai ușor la Rapid. Eu cred că ar fi, nu știu dacă ar fi dispus să vină în România
să îi se propună și atunci vedem dacă ar vrea să... Dar eu am încercat, deși am o relație de prietenie foarte bună cu el, am încercat în ultima perioadă să dau de el, nu mi-a răspuns, pentru că voiam să-l rog să intre prin video în emisiune, să povestim, pentru că am văzut postările lui la... Și vis-a-vis de Bocciu, apropo de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni, cât de mult credeți că a destabilizat acel lucru cu Bocciu, cu descinderile la Daniel Niculae acasă, chiar după o victorie cu FCSB, un 4-0, când Rapidul s-a apropiat la 4 puncte? A bulversat puțin situația în club, în cadrul echipei, pentru că știe toată lumea ce înseamnă Bocciu, un lider de galerie cu asemenea impact cum îl are Bocciu. Și normal că și avem meciul ăla pe Giuleș, echipa nu prea a fost încurajată. Cu Farul. Cu Farul, exact. Și e ce vorbeam de Rapid. Rapid fără suporteri înseamnă aproape nimic. Sunt 100% de acord. Pe de altă parte, știți câte puncte a pierdut Rapidul în acest an în Giulești? Deci eu nu mi-aduc aminte, nici în perioadele proaste, nici la retrogradare atunci. Când... Am avut o perioadă când jucam și eu atunci, deci cam de mult. Câștigam toate meciurile pe Giulești. Am avut 9 meciuri, era campionatul format din 18 echipe, am avut 9 jocuri acasă, le-am câștigat pe toate. Să nu venise un conducător atunci, nu știu cum îl chema, Răgoi sau... Să te mai cât un munte, în Giulești nu pierdem puncte. Ce culozincile. Eu am fost activist de partid și astea și... Gata, era culozincile. 9 meciuri câștigate pe Giulești. Ce credeți că s-a întâmplat în acest sezon? Pentru că vă dau acum imediat câteva exemple, în afară de ultimele 2 meciuri din Giulești, cu CFR și cu Farul. Să ne amintim ce s-a întâmplat în toamnă. Rapidul are 2-0 cu Cluj, se termină 2-3. Nu bați pe Botoșani. Mă rog, pe Botoșani n-a bătut-o nici în Giulești, nici la Botoșani, ultima clasată. Ca să nu mai vorbim de Voluntari. Și Voluntariul a câștigat pe Giulești și la Voluntari cu Rapidul. Plus Petrolul, cu acel meci cu 2 autogoluri. Nu știu, eu mi-aduc aminte de un meci pe Giulești cu Feci Olt. Înaintea mele, vă ascult. Eram condus cu 2-0. A egalat 2-2, a fost conduși 3-2 și am câștigat cu 4-3. Asta e restul, asta meci frumos. A fost un asemenea meci în prima etapă, în primul meci oficial al Rapidului în acest an 2024 cu Craiova. 3-1 pentru Craiova, nimeni nu mai credea, exceptând suporterii. Care au pur și simplu au împins de la spate. Pe ploaie, pe frig... Și totul părea schimbat în bine, după, pentru că a fost prima victorie după... Păi și de la meciul ăla, suporterii și la 4-0, că mai sperau. Știu. Sperau, ziceau, băi, dăm un gol, intrăm în joc. Și au cântat în meciul cu CFR-ul de acum din weekend, de sâmbătă, au cântat la 4-0 în continuare. 0-4, din păcate, că la 4-0 cântă mulți pe toate stadioanele. Da. Pentru echipa gazdă, mă refer. Da. Ce putea fi făcut, nu știu, la 2-0? Pentru că mulți suporteri l-au contestat pe Cristiano Bergodi pentru faptul că a schimbat doar la pauză. La 0-4 poți să schimbi, cum a spus Săpunaru după meci, trebuia să ieșim toți, 11. Păi și ce trebuia să facă? Să schimbe din prima repriză? Nu, să schimbe minutul 20. Spun și eu ca suporter. Da, îl schimb, dar îți dai seama că depinde și de jucători, poți să-l pierzi. Acel jucător pentru perioada următoare, pentru celelalte jocuri. Poți să fii un pic răutăcios? Unii jucători par pierduți, sincer. Încă mai fiecare de la Rapid speră să-și revină, pentru că acum vorbeam înainte de Badi. Și îl pierzi, tu ai dat bani pe el, trebuie să faci ceva cu el. Să-l folosești, să-l vinzi mai departe. Altfel îl pierzi și n-ai făcut nimic, ți-ai bătut joc de bani. Da, dar în același timp a fost acea perioadă bună a Rapidului în toamnă până la începutul lui noiembrie, când de asemenea Rapidul a câștigat cu FCSB atunci în deplasare pe Arena Națională, după care au urmat
doar egaluri și înfrângeri pentru Rapid, până la acel meci cu Craiova, despre care am amintit. Așa, ajungem că e automulțumirea aia, am bătut pe Steaua, era înainte, pe vremea mea așa era, veneau suporterii și spuneau, pentru noi nu contează, să bateți pe Steaua și pe Dinamo și rest, nu ne interesează, puteți să pierdeți tot. Dar acum s-a schimbat, trebuie să câștigi aproape tot ca să faci performanță, să aduci trofee. Altfel nu se justifică investițiile. Atunci se juca mai mult de plăcere, ce investiții. Aveam meciuri, aveam primă 200-300 de lei, era atunci pe vremea mea. Mai luam o aprobare de butelie de aragaz, o aprobare de mașină, un apartament. Ți-l dădea ICRAL-ul, societatea care ți-l dădea și plăteai chirie la el. Și a venit după Revoluție și a avut posibilitatea ca apartamentul primit în chirie să ți-l cumperi, la preț de nimic. Alte avantaje, alte vremuri. Dar erau mult mai puține avantaje în comparație cu ceea ce se întâmplă acum. Pentru că, apropo de întrebările de la prietenii emisiunii, n-aș vrea să greșesc. Uitați, John vă întreabă, în comunism, cum erau condițiile de antrenament în comparație cu cele de la echipele, citez 100%, echipele ocrotite de regim? Normal că echipele ocrotite de regim aveau avantaje mult mai mari, baze de pregătire, însă și Rapid. Aveam o bază de pregătire la Târgăbești, dar bază de cantonament, dar fără teren. Aveam un teren de volei pe care făceam antrenament, jucam tenis cu piciorul sau volei fotbal, jocul acela. Atât și când vreau să facem antrenament normal, mergeam la Znagov. Făceam acolo la bază olimpică de la Znagov. Bine, am făcut și acolo cantonamente. Acum Rapidul are o bază proprie care e gard în gard cu vechiul ProRapid, care arată deplorabil, deși se lăudau în urmă. Fost la bază constructorul. Da, da. Constructorul feroviar, cum ești înainte la echipă. Aveam și atunci, acolo, în baza aia, centrul de copii și juniori făcea antrenamente acolo, pus terenul de joc pe care juca, la un moment dat juca și echipa a doua, după ce s-a terminat cu electromagnetica, că jucau la electromagnetica, apoi jucau meciurile acolo. Plus că era pe malul lacului încă două terenuri, dar erau un trepte, nu aveau dimensiuni. Erau, țin minte că lățime cu 40 de metri și lungime 100 și ceva. Acum am înțeles că n-am fost de curând la constructorul, l-a nivelat și a făcut teren de... Terenul pe care s-a antrenat echipa până în urmă cu două săptămâni, pentru că, sincer, ieri am aflat, nu de alta, dar vorbisem cu Hromada să realizez un interviu pentru această emisiune și n-am înțeles eu. Se antrenează la Bufta de două săptămâni, deși baza arată bine, iar doar în terenul pe care se pregătește prima echipă, pentru că pe celelalte terenuri se pregătesc și joacă și juniorii, doar în teren, în suprafața de joc, s-au investit vreo 300.000 de euro în urmă cu vreun an și jumătate. Păi da, și am înțeles că acum s-a deteriorat. Dar pentru că eu, de exemplu, Mircea Lucescu, când venea la antrenament, venea prima dată, inspecta terenul și făcea, bine, era și baza ProRapid, dar avea un teren care era ca dimensiuni cât două terenuri. Și lățimea era vreo 90 și ceva de metri și lungimea 180 de metri. Și atunci, normal, că aveam vreo 6 porți mobile, venea și spunea, mi-l tușeze așa pe lățime, făceam pe lățime 3 terenuri de 90 de metri lungime. Și atunci se mutea de la pe parte pe alta, în așa fel că să se strice terenul. Plus că aveam 5 amenajatori de teren care știau despre ce e vorba și îl făcea să arate perfect la antrenament. Și acum ProRapidul e într-o stare deplorabilă, e o mini-junglă, acum, ca să spun așa. Am fost acolo, nu, anul trecut. Nu. Și ați intrat? Am intrat, da. A fost frică de șerpi, de vreo anacond. Nu, că știu pe unde s-ascund. De atâta timp știu. Promiteau cei de la CS Rapid că preiau baza în urmă cu vreo un an și jumătate. Da, dar ce mai citeam, că vor să preia baza să facă o sală. Doar că nu e decât o cale de acces și e greu să permită construirea unei săli de mii de locuri, 5-6 mii de locuri cu o singură cale de acces. Da. Asta așa este, dar
poate s-ar găsi o soluție la fostul ce era cu Ternometal. Da. Nu știu ce mai acolo, fabrica mai funcționează, nu știu. Nici eu nu știu, sincer. Că era posibilitatea să, prin fabrică, să mai faci o cale de acces. Da, revenind, condițiile de acum sunt bune pentru prima echipă. Nu, sunt condiții foarte bune, foarte și bun. Chiar la centru de copii junior, condiții bune, plus baza de la Coresi, care este foarte bună pentru copii. Pentru copii. Aproape de oraș. E perfect. Nu, condiții sunt acum. Condiții sunt, bani sunt, stadion nou este. Mulți spun și într-adevăr, la multe meciuri pare prea mic. E prea mic? Este prea mic. Păi acum ne gândim, bă, dar cumpăr același loc, un stadion de 19.400 de locuri, să intre decât unul de 12.000. 14.500, aproximativ, sau ceva de genul ăsta. Are acum? Da, da. Puțin peste 14.000. 14.232. Ceva de genul, da, chiar în zona aceea. Știu că e cu 2, cu nu știu. Da. Bine că nu e cu 1, că... Nu, se putea face stadion mai mare, nu știu, etajat, într-un fel. S-a grăbit atunci cu proiectul, nu știu ce a fost, dar e prea mic. E, așa pare, de aceea Rapidul a și jucat pe Arena Națională. Pare prea mic, ce spuneam mai înainte, față de 19.000. 19.400. Și tu stai acum de cât, 12 sau 14.000? 5.000, cel puțin cu 5.000 mai puțin. Cu 5.000 mai puțin. Păi, John chiar vă întreabă, Giuleștiul nou sau Giuleștiul vechi? Eu fiind nostalgic, Giuleștiul vechi. Ajunsese la un moment dat la Giulești să știu fiecare căbăruță, unde aveau tâmplarii, unde aveau magazionerii, unde aveau celelalte sporturi, orice, sala aceea de sub tribuna a doua, unde se jucau chiar meciurile oficiale până să construiască noua sală. Era acolo, știi, era vechea potcoavă, era unde sala, teren de zgură. Făceam și eram la echipa mare, Rapid, și făceam și antrenament pe zgură, ca să protejăm Giuleștiul. Făceam zi de zi la Giulești, nu aveam bază de pregătire, nu aveam nimic, numai pe Giulești. Jucam pe Giulești, ne antrenam pe Giulești. Când erau ploi mai mari de câteva zile, făceam pe zgură. Bine, mai erau zile când mergeam pe Pasteur, pe CFR BTA, nu mai știu ce e pe la CFR BTA pe acolo. Și Pasteur, știi terenurile astea? De Pasteur am auzit, de CFR BTA nu. Ce ăsta, Pasteur, e în spatele Institutului Pasteur, pe care Giulești, uiți pe care... Da, nu, zic, n-am fost Pasteur. Acolo. Da. Sunt curios să mă duc într-o zi să văd ce mai e pe acolo. Și parcă nu era greu nici acolo, nu? Să te antrenezi în condițiile alea, pentru că Rapidul când a promovat... În urmă... Cum să fie, intram, știam că îmbrac tricoul Rapidului și au parcă a treabă, mergem acolo. Și ziceam, de ce nu facem joc? Păi stricăm și o să fie rău la joc. Mergem acolo, nu-i problemă. Și veneam de acolo cu noroiul pe noi până aia. Era frumos. Dacă erau anumiți antrenori atunci pe la Rapid, ar fi spus, facem numai pe Giulești, ca să-l stricăm special. Atunci nu aveam antrenori. Valentin Sănescu, Victor Stănculescu, Viorel Kraus, Nichi Dumitriu, numai de ăștia, Robert Cosmoc, Cernăianu. Da, nu, ai auzit de ei? Da, bineînțeles. Cu Nichi, domnul Nichi Dumitriu, chiar m-am întâlnit în urmă cu vreo 10 ani la Atena, pentru că e stabilit acolo. Pui Ionescu? Da, Pui Ionescu, care și-a sărbătorit ziua de naștere săptămâna trecută. Apropo de zile de naștere, să-i urăm pe... Trecem din una în alta repede, să-i urăm ca să nu uit. Să nu uit lui Mircea Rednic la mulți ani, campion, atât ca jucător cât și ca antrenor. Cred că este unicul la Rapid, care a câștigat campionat ca jucător, cupă ca jucător, supercupă ca jucător, supercupă ca antrenor. N-ați avut șansa să le bifați și ca jucător? Să-l ce? Să bifați trofeele astea și ca jucător. Atunci era... Pentru că ați fost antrenor secund, ați fost director sportiv, director tehnic, ați fost și președinte la un moment dat. Director general era titulatul atunci. Domn director general. Președinte era atunci cu George Copos. Ah,
Am și uitat că a fost și președinte. Președinte la toate, era la Ana Electronică, Ana Pan, Ana... Ana tot. Ana de la Pitești, cum se numește. Nu mai știu. În sfârșit. Mi-aduc eu aminte. Haideți să ne mutăm puțin și la Mircea Rednic. E sărbătoritul zilei de astăzi. Mi-ați spus înainte de emisiune că ați schimbat mesaje. Da, normal. După atâta timp împreună vorbeam, am fost cu el la Rapid, atâta timp a câștigat trofee. Am fost cu el în Belgia, la Mucron, în Arabia Saudită, la Al-Faisal Ali. Și din păcate am avut posibilitatea să mai lucrez cu el și dintre anumite motive a refuzat. Îl spuneam înainte, s-a cam supărat, însă i-a trecut. Că nu se poate uita ce am făcut împreună la Rapid. E o relație de prietenie, bănuiesc. Da, de prietenie. De atâția ani între Marian Rada și Mircea Rednic. Care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți cu Mircea Rednic la Rapid? Ca jucător, ca antrenor sau ce vă vine în minte? Deci, l-am avut și ca jucător. Știu. Da. Nu știu, e același. Ca jucător, nu știu, îl aduc aminte ca adversar. L-am prins adversar și la Corvinul și la Dinamo. Am fost niște adversari, l-am avut la Rapid ca jucător, apoi am colaborat și nu știu, și el e cu toată nostalgic așa și îmi spune, mă, ce făceam noi la Rapid, ce am făcut, n-ai vrut să vii cu mine, să continuăm, să asta, în sfârșit discuții de-astea, când eram la o masă. Când? Când ați discutat ultima oară cu el despre Rapid? Păi ultima dată, acum când am fost, spuneam, la curs de perfecționare la Federație, pentru licența pro, a participat și el și chiar în pauză am luat numai asta împreună și ne aduceam aminte așa și noi. Nu știu, trimite, el are mai puține. Eu la Rapid am prins două campionate, patru cupe și patru supercupe câștigate. Nu stați rău. Binișor. Speram să continue acum, dar premizii au fost, condițiile au fost, nu știu ce s-a întâmplat. Nu vreau să intru în amănuntă pentru că nu am ținut legătura cu nimeni de acolo. N-am vrut să pun eu presiune pe ei, să spun că, să zică că sunt eu de negativist și că am evitat treburile astea. Am fost pe Giulești mai rar. Deși ați participat la noul proiect început în urmă cu în vara lui 2017. Da, renașterea Rapidului, dacă putem să-i spunem. După perioada de Liga a 4-a, în Liga a 3-a, a apelat la mine Daniel Pancu. Vorbisem cu el, eram în Belgia și dacă vreau să vin să-l ajut. Și am zis, director tehnic, te ajut cât pot. Și ați promovat împreună? Am promovat în Liga a 2-a. Da. După care? După care, nu știu ce s-a întâmplat, ce a avut în cap și au redus la mine. Era altă conducere atunci la Rapid. Era doar Victor Angelescu, nu? Sau venise Victor? Venise Victor. Daniel Niculae nu era, domnul Șucu a venit în Liga 1. Era el cu Burcă. Și cu domnul care e la Dinamo acum, domnul îmi scapă care numele. La Dinamo. Care vorbește... Andrei. Andrei Niculescu. Da. Da. Vorbește extrem de mult. Despre Dinamo, l-am văzut la toate meciurile. Înainte, după... Se implică. Are experiența Rapidului. Știu, emisiunea asta. Mâine are colegul și prietenul meu, Cătălin Mureșanu, exclusiv Dinamo, nu vreau să vorbesc. Se vede că se implică mult de tot. Am văzut și pe la Galați și cu Petrolul. Bine, hai să nu mai vorbim de Dinamo, dacă e emisiune. Corect. Păi da, vorbim de Rapid, exclusiv Rapid. Exact. Exclusiv, ai zis, nu? Exclusiv, păi da. Dacă scriam inclusiv Rapid, spuneți-mi ceva în exclusivitate despre actualul Rapid. Nu știu, arată ca un club mare, mai mare decât a fost înainte. Ce îi lipsește? Ce spune? Performanța, atât. Și însă performanța se clădește pe baze de profesioniste. Și nu vreau să intru în amănunte să se înțeleagă că
dar eu un Rapid sau în persoanele care sunt acolo. Sunt sigur că cei de acolo fac tot posibilul să fie bine pentru Rapid. Deocamdată nu le-a reușit. Sper ca pe viitor să fie mai bine. În Cupa României, sezonul a fost ratat pentru sau după acel 0-0 pe Ghencea cu CSA Steaua sau cu CFR Cluj, apropo de... Eu zic că atunci cu CSA, pentru că s-au amenajat jucători. Nu s-au amenajat. Haideți să spunem adevărul. Antrenorul a amenajat mulți jucători. A băgat 9 jucători noi, pentru că era între cele două meciuri cu Universitatea Craiova, jocul de cupă, și cu FCSB. Și au fost mai importante noi meciurile din... Noi trecut făceam altfel. Jucam cu CSA, spre exemplu, sau cu orice echipă considerată mai slab cotate. Era echipa de pe la mijlocul clasamentului din Liga a doua. Da, și băgam echipa standard pe teren și acum aș fi și 5 schimbări. 3-0 la pauză, după aia schimbă 5 jucători dintre cei mai, să zicem, mai sensibili, mai probleme, mai... Predispuși accidentărilor. Sau cei care aveau minute mai multe. Și băgam 5 jucători noi, proaspeți, dându-le și lor minute. Și astfel, făcând un nucleu de jucători mai numeros, care să poată să vă ducă în spate o echipă ca Rapid. În acel moment apăruseră accidentările, într-adevăr, mult ghinion. Brahmani, Petrila și Emers, care erau printre cei, dacă nu chiar cei mai în formă jucători, s-au accidentat în decurs de aproximativ o lună. Doi la Rapid, Brahmani la Naționala Statului Kosovo. Și domnul Bergodi venea și ne spunea la conferințele de presă sau vorbea după meciul și spunea că lotul e subțire. În această iarnă au venit 7 jucători noi. Lotul nu mai e subțire. Dar mie mi se pare că tot aceiași 15, tot 15-16 joacă. Da, trebuie să ai arta asta de a jongla cu jucătorii, să-i faci să fie toți mulțumiți, toți să aibă minute de joc, astfel încât atunci când apelezi la ei să dea totul, să poată să dea totul, că degeaba vrei să dai totul dacă tu nu poți. Și dacă joci odată la două luni, e mai complicat. Da, eu știu că aveam la Rapid, aveam tabele întregi cu minutele jucate, la ce meciuri, și făceam cea, băi, astăzi ăsta a jucat mai mult, putem să folosim alt jucător în locul lui, să-l odihnim. Aveam discuții cu jucătorii și am, băi, poți să joci astăzi? Te simți la antrenament, că ești cam obosit sau nu pot. Era câte o luce, nu pot, joc. Erau și probleme atunci, pentru că jucătorii care intrau aveau o primă, cei care jucau mai puțin altă primă și cei care erau rezerve jumătate. Și noi făcusem în așa fel, de la Răzvan Lucescu cu Mircea Rednic, în așa fel încât să plătim toți jucătorii la fel. Aveam ședință cu jucătorii și se aveai primă, să zicem, 2000 de euro. Dau un exemplu, nu contează suma. 2000 de euro și erau primii atât de mari? 2000 și erau mulți jucători, ziceau, eu am 2000, sunt titular, vreau 2000. Și alții veneau și ne strângeam și ei, luați titularii 1500 ca să dăm și celorlalți. Să fie toți mulțumiți, că nu se știe. Poate mâine ești tu rezervă și atunci ai vrea să fie regula asta, nu? Și că am căzut de acord și făceam ștatele, noi le făceam ștatele, nu conducătorii, și le dădeam la conducere și atât se plătea. Tudor Tegla vă întreabă, care e cel mai bun jucător pe care l-ați antrenat? Un prieten foarte bun al emisiunii, care locuiește în Austria și vine des... Când poate la meciurile Rapidului? Ce întreabă? Care e cel mai bun jucător pe care l-ați antrenat? Ok, pe fiecare post, ca să puteți să alegeți mai mult, să nu supărați. Că sunt unii care se supără. Am echipa aceea care a câștigat campionatul cu Mircea Lucescu și echipa campioană cu Mircea Rednic. Și să vezi ce jucători sunt acolo. Fotbaliști. De jucători sunt ăștia, Hasani și cum că vreo ce câțiva. Fotbaliști? Am eu ceva cu Hasani, știu. Am greșit. Am greșit. Dar nu, că ce fotbaliști? Critice anumiți prieteni. Bine, așa... cu Hasani. Nu am, domnule, nimic cu Hasani. Problema este că dacă Alexandru Ioniță ar fi jucat la Rapid cum a jucat Hasani de când a venit, ok, poate că nu s-a adaptat fostul golgheter al Albaniei. Deși la început a jucat mijlocaș dreapta și s-a spus că el nu e, că e număr 10. După care a jucat număr 10 și a fost de nota 2. Dacă juca Ioniță, bulgarul,
cum a jucat Hasan în meciurile astea, cred că îi cereau să se mute în China definitiv, nu să joace pe acolo. Greșesc? Da, acum că așa este, dar acum vorbim după eșecurile astea consecutive. Nu, vorbesc și după 1-1 cu Craiova, când Hasani scapă singur cu portarul la 0-0, pe postul lui de număr 10 și se sperie de portarul Popescu. Nu de Ter Stegen, nu de Neuer, nu de... Da, nu vreau să vorbesc de jucători. M-ai întrebat de ce jucători... Da, da, păi haide să ne întoarcem la întrebarea lui Tudor. Corect, aveți dreptate. Nu știu, hai să luăm, ai spus să luăm pe posturi, portari. Da. A fost, era la un dat Lobons cu Marius Bratu și Vasile Nicolae. Trei portari, toți trei au apucat să joace. Cel mai portari. Mult Lobons. Păi cel mai mult, au apucat să joace. Acum, când vreodată, la ce echipă apără câteva meciuri și al treilea portar. De-abia prinde al doilea. Deși la Rapid e un puști foarte bun al treilea portar, care are 17 ani, Bogdan Ungureanu. A debutat sezonul trecut la Băgamutu în derbiul din ultima etapă cu FCSB la acel FCSB Rapid 1-5. Deci, ce să mai spunem? Fundaș central, Ienci, Dulca... Cine? Nae Stanciu. Chiar dacă nu mai vreau să spune la telefon decât fundaș de și dreapta, după aia a trecut libero. Rednic, fundaș central, a venit fundaș central tot libero, nu? Ce să mai spunem? Dorel Mutică. Mutică, Neluțu Sabău. Nu, nu, hai, alegeți un fundaș central. Lăsați dribblingurile astea. Alegeți un, mai ales că e pe postul... De bază. Era, atenția, era perioada aia, fundaș central, pe vremea lui și Săpunaru. Ce să mai zic? Deci, Săpunaru a venit târziu, plus în perioada cu Răzvan Lucescu, Maftei. A, Vasile, uite cum îi uităm. Au fost prea mulți. Marius Constantin, să nu uităm. Da, Marius Constantin, Ionuț Rada. Deci au fost... Bun, alegeți unul. Nu scăpați de întrebare. Păi nu, că se supără cele, nu. Eu pentru fiecare am ceva aparte, așa. Am nostalgie la față de la echipa aia și nu pot să aleg unul dintre ei. Îmi place, îmi face plăcere să-i enumăr așa pe toți. Ienci a prins ambele titluri. Și în 99 și în 2003. Da. La mijlocaș? Hai, alegeți câțiva. Neluțu Sabău. Nu știu, mai aduc aminte de la echipele alea două. Zic, de echipele care au câștigat campionatul. Vă ajut puțin? Da. Moldărășanu, pentru că ați lucrat cu el. Moldărășanu, Ilieș, că mi-am zis unde cei doi făceau, țin minte, când era unul față, celălalt în spate, numai așa erau, erau pistoane. Erau, nu, acum îi vezi în linie. Mijlocaș central să-i vezi în linie și când vine la primit, unul să ceagă în profunzime și altul să vină la primit, apoi când devin previzibil să schimbe. Acum vin la primit amândoi și la un moment dat rămâne în spatele liniei de atacanți un gol care este dominat de adversari. Vă place vreunul dintre mijlocașii central de acum de la Rapid? Oaida, Albu, Hromada, nu vreau să, nu. Djokovic. Nu vreau să spun, nu. Ții pentru mine, nu. Cred că am înțeles cu toții răspunsul. Ați driblat... Față de echipele astea, două campioane de care spun eu, nu știu dacă unul... Hai să spun până la urmă. Cei pe care... Ăștia sunt, nu pot să-i număr pe ăștia pe care sunt, ar avea loc în echipele alea. Cred că nici pe bancă. Niciunul dintre cei patru? Nu. Deci nu l-ați păstrat pe Albu, care e la final de contract în vară, sau l-ați transferat pe Hromada definitiv de la Slavia Praga? Nu știu ce se dorește acolo. Oaida și Djokovic mai au contract. Ce jucători au un plan să aducă. Dacă aduc mai valoroși ca ei, atunci poți să renunți. Dacă nu, n-ai cum să renunți la niște jucători neaducând ceva în loc. La doi dintre cei patru se poate renunța foarte ușor, pentru că lui Albu nu i s-a prelungit încă... înțelegerea scadentă în vară, iar Hromada e împrumutat cu opțiune de cumpărare. Cum vi se pare slovacul? Încă nu pot să... A jucat destul de puțin, a marcat la Craiova, deși nu... A jucat puțin, asta e, nu... Și nu știu, trebuie să-l cunoști personal, să-l vezi și la antrenamente, ai o discuție cu el, să vezi dacă are posibilitatea să progreseze. Asta este principalul, dacă este plafonat,
Dacă și să știți că nu este plafonat. Aici atins, dau din casă. Pentru că după meciul cu CFR chiar am rămas și am stat de vorbă până la 2 dimineața cu el și cu Săpunaru și cu Iacob. De ce nu le-a lăsat să doarmă? Ce jucător doarme după meci? Se bagă la somn până pe la 4-5 dimineața. Adevărul ăsta e că nu te ia somnul deloc. Oboseala plus gândurile. Plus că Săpunaru cu Albu au fost și la antidoping, au fost testați de... Au stat încă vreo oră și jumătate și acolo. Trebuia să bea apă mai mult. Au băut. Că... A, nu, că se bea la antidoping bere. Fără alcool. Fără alcool, da, bere. Da. Bere fără alcool sau bere? La un moment dat parcă se bea și bere normală. Bere normală. Era pe vremea, erau fotbaliștii beau bere normală, nu fără alcool. Adică știau, erau fotbaliștii care știau, băi, când să doarmă... Păi nu, noi vorbeam de antidoping. Când să joace, nu, și când să bea o bere și când... Era altceva. Păi chiar și Moldărășanu îmi spunea săptămâna trecută, când am fost la Sibiu și am înregistrat ediția de săptămâna trecută, emisiune exclusiv rapidă, îmi spunea, noi și când mergeam în cantonament și ne dădeau antrenorii liber seara, când... Ne simțeam bine, sunam antrenorul și întrebam, putem să mai rămânem încă o oră? Deci se putea. Da, dar asta, le-am fost la antrenor și la Moldărășanu și mai primeam câteodată. Mai erai și tu cu ei, te v-am prins, pe la măseaua stricată. Da. Vezi, unde era măseaua? Era horoscopul, nu? Da, horoscop. La Piața Unirii. Da, și acolo unde avea mitică Dumitru Tudor. Pe asta, Ciorbă, da. La Titulescu, acolo. La Da. Da. Și acolo era un loc. Acolo l-am cunoscut pe Nae Stanciu. Cum venise cu... Vorbeam de Ienci, cu Moldărășanu, aveau ei... Erau fotbaliști, puteai să le spui. Că toate ei mai și acoperam, când aveau rezultate. Ienci aveau relația aceea de prietenie, era acel grup format din Ienci, Lobonț, Zeno Bundea, Ovidiu Maier. Da. Am venit de la antrenament, de la meci. Am venit mai târziu acasă și stăteam la Piața Unirii, la Horoscop, unde e cafenea, restaurant. Da. Te-am acolo și când vin, văd pe locul meu mașina, AIE. Ienci, aoleu ce, gata, păi ce, sunt jos aici. M-am dus și i-am blocat mașina. Să băgă. M-am dus acasă, unul m-a culcat când aud la interfon. Cine e? Adie ce ai mai blocat mașina. Principal, la ora asta, am crezut că mă sun mai devreme. El nu știa mașina, dar am întrebat, aoleu, e alu de-a mariat, ce face? Și am întrebat pe vecin, pe acolo, unde? Păi te stă la apartamentul cu tare. Am coborât, băi, a doua zi, nu le-am spus, n-am spus, nu știu cine era antrenor atunci. Mircea Lucescu, cumva? Cred că Mircea Lucescu. Deci nu l-ați turnat, cum se spune. Nu l-am turnat. Da, pe de altă parte, te uiți pe CV-ul lui Ienci la... Erau fotbaliști, da. Păi era la un moment dat Mircea Lucescu și era Lupu, Dănuț Lupu în echipă. Da, uitați că uitam de fotbaliști. Era Dănuț Lupu și... A, uite, vezi unul dintre voi, uitați-vă de mijlocași, da. Coordonatori și... Stătea Lucescu, când are domnul la cald să-i certe, îi lăsa 5 minute la pauză, stătea liniștit să-i certe între ei, să discute, să facă și el pleca pe acolo, se plimba cu mine în buzunar. Gândea, s-a dus în magazie de echipament la vechiul Giulești, era vis-a-vis de vestiare. Și când se duce acolo, s-a întors din Lucescu imediat, s-a făcut că nu vede sau să vestiare. Și a zis, ce să fac, alt antrenor care nu avea tact și inteligența necesară, gata, băi, ce e aici, mă, hai, gata, afară, îi vine altul. I-a trecut cu vederea, nu știa, că a intrat lui pe teren. Putea să intre și cu țigara în mână, vorba aceea, dacă îi permitea regulamentul. Da, astea sunt, trebuie să iei ca atare fiecare jucător, să scoți ce e mai bun de la el, nu? Cum spuneai, să schimbi un jucător, e... Urât, poate să fie marcat psihic pentru meciurile următoare. Păi și când de la 0-2 la 0-4 se face 0-4, nu ești marcat psihic? Vine și vine un jucător de la de ce mai schimbat domn profesor pe mine și că uite, nu ai văzut pe ăla. Sunt și jucători din ăștia. M-ai văzut mai pe mine, de ăștia care sunt mai tari. Dar nu văd ce fac ei pe teren, văd ce fac alții. Ați văzut gestul lui Papă la Craiova când a fost schimbat? Am văzut.
Și Păpușel parcă a mai fost un jucător care a fost schimbat și a avut o ieșire de-asta nervoasă. Nu știu, ce au discutat cei din staff cu el, ce... Păi, nu știu ce au discutat, că a fost titular în meciul următor. O fi înțeles situația, Papul, că nu se face așa ceva, o fi zis, bă, dacă se mai repetă, ești pus pe lista de transferuri și gata. Dar trebuie să-i mai dea o șansă. I s-a dat o șansă și a fost schimbat la pauză după aceea, la meciul următor. Înseamnă că nu a înțeles ce trebuie să înțeleagă. Sau a prins o zi mai proastă. Mie îmi place să cred că a prins o zi mai proastă. Știu, dacă îmi prins trei zile mai proaste. Nu mă refer doar la Pape, mă refer în general. Că auzi răspunsul în altă parte. Încerc să faci schimbări. Deși a făcut schimbări Bergo din ultimele meciuri, dar și în primul 11, dar conform rezultatelor neinspirate. Și ai garanție că dacă nu făcea schimbările alea, ieșea mai bine? N-am nicio garanție, dar nu știu, în anumite momente trebuie să iasă și antrenorul în față, să-și asume mai mult, cred eu. Ce poate să spună? Că a ales o formulă de echipă nerecomandată pentru acel joc, își făcea mea culpa și meciul următor, ce faci? Faci mai multe schimbări în echipă, se duce din omogenitate și nu ai, cum spuneam, garanția că cei care intră vor fi peste cei care au jucat meciul trecut. În ultimele meciuri, de exemplu, fundașii centrali au fost schimbați. A fost și problema de sănătatea lui Săpunaru la Craiova și s-au rotit. Au jucat și, în mod normal, jucau Săpunaru cu Iacob. Dar am avut și Săpunaru cu Criste, am avut și Iacob cu Criste. Că a fost fundaș central, cum? Și, în general, se spune că la linia de fund trebuie să umbli cât mai puțin. Se umblă cel mai puțin într-o echipă. Că ăla trebuie să fie compartimentul cel mai omogen. Pentru că acolo se vede când echipa ia gol. Sau la față acolo ratezi, cum spuneau înainte, erau Puionescu, că vorbim și de cei mai vechi. Și cu, de legende. Și cu Nichi Dumitriu și când nu erau în formă, se duceau la fundaș central, la Culaie Lupescu, la Dan Coie, la Motrăș și așa. Băi, aveți voi grijă în spate aici și să țineți de 0-0, că noi în față avem grijă. Adică, hai să ne apărăm, să că noi nu suntem inspirați, nu avem, simțim că nu putem să dăm gol, nu? Și că bine pe atac, nu suntem serviți bine de mijlocaș și îți spui ceva. Deci aveți grijă acolo în spate să luați gol. Păi uite, John, de exemplu, vă întreabă ce oferă mai multă... asta e altă întrebare. Asta e altă întrebare. În fotbalul de astăzi, un fundaș are nevoie de viteză mai bună sau de poziționare, de experiență? Eu cred că aici bate spre Săpunaru. Ideal e să le ai pe toate. Să... experiența și plasamentul este primordial pentru un fundaș central. Trebuie să știi când să ai un duel aerian să-l câștigi, că degeaba mă duc eu sar cu tine la cap dacă eu n-am nicio șansă. Știu că tu sar mai bine mă duc și la el, duelul. Eu așa făceam înainte, când era, am avut vârful, am jucat și cu Dudu Georgescu, Dumitrache, Cămătaru, numai de ăștia. Fotbalii, nu jucători. Și mă duceam în spate, că știam că sare, să era Dudu Georgescu. Și mă duceam în spate, băteam din picioare, să vire și pe aia mă retrăgeam 5 metri în spate. El devia și mi-o dădea mie. Trebuie să fiu, altădată mai sărea, că era pe la jumătatea terenului, aveam dublajul asigurat, mai săream în el, mai un faul, mai un astea. Mai câștigat și eu, că eram și eu bun la cam, nu. Dar spun așa, în general, ziceam, plasament, viteză, dacă e normal, joacă spatele tău, joci cu o echipă avansată, faci pressing avansat, la jumătatea terenului, joacă cu minge spatele tău. E riscant. Când vin în diagonală jucătorii de pe margine care au în general viteză, cum a făcut-o Krasniqi pentru Rapid în anumite meciuri. Da, e greu. Trebuie să știi, să ai experiență, să știi când să ataci, când să te retragi, când să dublezi, să vorbești mult. Cum vi se pare Săpunarul la 40 de ani? A avut o aniversare extrem de urâtă o zi înainte de meci. Joacă din experiență că și poate să joace. Deși acum sună cam urât așa, când ai un echipă jucător de 41 de ani. 40. Am zis că face acum 41. Nu, peste un an. Vinerea am plinit 40. Deci a trecut. A schimbat prefixul. A schimbat prefixul.
Da, nu... El joacă din experiență, din plasament. Normal că joacă avansat și el joacă spatele lui, n-ai ce să mai... Nu. Mă depinde și ce le cere antrenorul, cum le cere să joace. Din moment ce le joacă acolo, înseamnă că joacă așezat, joacă cu fundașii la 30 de metri de poartă, orice minge în spatele lor are posibilitatea portarul să intervină. Nu știu ce le cere, cum le cere. Sau dacă a jucat până la vârsta asta, înseamnă că nu joacă cum jucat înainte la 18, poate echipa linie la jumătatea terenului. 5 metri înapoi, nu chiar pe linie, că din terenul advers nu e offside. Da, pe de altă parte, Rapidul în sezonul precedent cu Adrian Mutu a avut la finalul sezonului regular, cel puțin, cea mai bună apărare. Anul acesta a avut cel mai bun atac din Liga. Cele mai multe goluri marcate. Știți cum e golaverajul acum în play-off după 3 etape? Că s-a anulat golaverajul din sezonul. Nu știu, 7-1, 5-1. Nu, 3, 3 la 7. 3 la 8. 3 la 8. Pe au luat 4 cu CFR-ul, 2 la Craiova, 2 acasă cu Farul. Și s-au marcat 3 goluri. Cel mai bun atac din România a marcat 3 goluri. Dumneavoastră, ca antrenor, cum ați fi gestionat situația cu Rahmani și Burmaz? Pentru că Burmaz părea să se fie acomodat perfect, a intrat, a marcat în primele meciuri, goluri decisive, practic în primele 3 meciuri din 2024, golurile lui au adus victoria cu Craiova, cu Dinamo și cu Oțelul. Exact. A marcat, a jucat după care, după aceea a jucat împreună cu Rahmani, au jucat amândoi, după aceea a fost scos din nou din echipă. Acum a revenit, parcă l-a scos din formă. Nu știu, atunci ce au vrut să facă. Normal, eu dacă aș avea două vârfuri bune, a jucat cu amândoi. Erau antrenori pe vremea mea și când făcea echipa, lua lotul, bine, era lotul format din 18 jucători, și punea 11 jucători care nu îi lua pe posturi. Cei mai buni care sunt la antrenament și ca valoare, cei mai buni. Și după aia ieșeau 11 jucători, 10 ai fost mai pune în portarul. Și după aceea începea să-i așeze pe teren, unde ar da randament fiecare jucător mai bine. Îi punea acolo și atunci nu era ce sistem, era că atunci schimbă sistemul, schimbă. Erau jucătorii, sistemul de joc și îl făceau jucătorii pe teren. Ei știa, păi eu dacă ies pe un adversar și anul urmă, că trebuie să vină altul să dubleze. Altul să strângă, să creeze superioritate. Nu venea atunci, țin minte, Valentin Sănescu să ne facă nouă de astea tactică. Bă, tu joci acolo, joci. Care nu dă totul, bă, să aduce, avea el o vorbă. Nu pot să spun la astea. O spunea rea și uitau teren, erau, dar aveau valoare, știau ce să facă. Cu ce antrenor v-ați înțeles cel mai bine? Ca jucător sau? Ca jucător prima dată. Ca jucător sunt așa. Și ca antrenor secund ați avut. Ca jucător, nu, Valentin Sănescu. Prima dată pentru că el m-a adus la Rapid. Și minte că venea la meciul pe autobuzul. Viitorul Rocar. Acolo unde ați debutat, da, în fotbal, înainte să veniți la Rapid. Da, din 81 până în 83. Și tot venea la meci acolo, venea la meci și apoi vine și el să vadă un meci de divizia B. Mai era câteodată venea Nichi Dumitriu, era câteodată Kraus. Și nu știu, câteodată pe la 6:30 dimineața, stăteam în tăi atunci la casa părintească, stă fratele meu acum acolo, au de poartă, bătăi, bă, te-ai trezit, ce faci? Că nu știu cum venea tine. Dar tinele ce? Băi, ce fac? Te-ai trezit, era 6:30. M-am trezit, dar tinele, cum să fac? Trebuia să mă duc la antrenament. Nu te mai duci la antrenament, la autobuzul, vii pe Giulești. Băi, tu n-auzi la ora 11 să fii pe Giulești. De unde? Eu am fost la 10. Acolo. Și așa a început aventura mea la Rapid. Așa s-a scris istoria... Deci 83 până acum a trecut ceva, nu? 41. Ce ați simțit în acel moment? Ați mai, n-ați mai bănuit că n-ați mai putut să adormiți. Păi ce să mai... La 6:30... Nu știu, încă o oră, două. Nu, ce să mai dorm. Am fost la... Țin minte, m-am dus pe Giulești, am văzut că era acolo Naeman, ai un Gabriel Portar, un Manu, Damaschin, unul, Cojocaru, Spas,
Cum e, Adrian Dumitru. Cum era scandarea aceea, noi l-avem pe Damaschin? Voi mi-l dați pe Valentin. Când, atunci când ne fura, știa, cum e galeria, era să facă haz de necaz. În sfârșit, mi-a luat vorba din gură ce a vrut să... Cum v-ați simțit în acel moment? Când... Păi când am văzut jucătorii, și țin minte și acum Ion Ion, care acum m-am întâlnit de multe ori cu el, fiind observator, ultima dată la Sibiu, și m-am dus, vine acolo și a venit, era cu Ștefan Popa, ei, cu Gabi Petcu, mijlocaș, și fundaș central, dar mijlocaș, mă luase neatideri și... Vine la mine Ion, împreună cu Damaschin și cu Petcu și zice, băi, degeaba ai venit, tu nu o să joci niciodată la Rapid, în locul nostru. Și după aia a început să eram titular meci de meci, dar am fost niciodată rezervă la Rapid, de când am venit. De când eram acceptat, nu eram în lot de lot, când eram apt, n-am pierdut și nici să fiu schimbat, fără să fiu accidentat. Și începuseră să fie rezervă atunci, și Ion, și Ștefan Pupa, și... Da, mă, ce ziceați că nu-mi ați? Poate timp ne-am împrietenit și a vedea că ies la joc, știu jocul, la mijlocul terenului, alegam și pentru ei, că asta e mare lucru, să pierde el echipa și pentru mine era o mare mândrie și aia să mă duc să recuperez, că ai greșit tu, să recuperez. Să te ajuți cu echipierul asta era și echipa. La mine și când au văzut cât alegam și apoi luam la testul cupă cu 2-3 ture, când era testul cupă, cele 3200 de metri în 12 minute. Cred că tai bucățica asta de emisiune să o trimit mai multor jucători. Da, și zicea, băi, nu o să joci niciodată. Băi, ați văzut? Și începeam să jucăm acolo, subiecă, tiki-taka, cum zic ăștia acum. Noi făceam noi atunci, ăștia, și eu, Dion, Ștefania Popa, le plăcea jocul pe spații mici, că ei ne-au avut viteză, că vorbeam de viteză, erau mijicari, bla, spații mici și pase ideale. Dar fugea, era pe stânga, în Aemania, pe dreapta, Cojocaru. Vârf, Damaschin. Când nu era Udu Didinei, era Avram, dacă ai auzit de-al, extremă dreaptă. Aveam și rezerve atunci. Și cu toate astea, cel mai bun loc prins, locul 8. Pentru că nu puteai aduce, era în față. Echipele astea, care Steaua, Dinamo, Sportul Suețesc, cu Micușor Ceaușescu, Moreniu, generalul Tănescu sau ce era, Victoria, Bărbulescu, Dragomiri și ce mai știu, Feciul Transis. Craiova, Universitatea Craiova. Care era echipa... Ați fost un pic, un an acolo. Un an jumate. Un an jumate. Am jucat atunci 5, uite, trecem de la ori până la alt, 5 meci în Cupa Europene cu Universitatea Craiova. Plecase povestea aia cu... Plecase cămătarul la Dinamo și Dinamo a vrut să-l dea pe Ion Marin și pe Ivan, parcă, nu știu ce era. Și că oltenii nu vreau jucători de la Dinamo. Noi, urmă, și că noi pe ce, atunci pe ce vreți? Îl vrei pe Rada. Și de la Dinamo, zic, pe cum pe Rada? Ce treabă vrei? Nu știu, vă înțelegeți cu Rapidul. Și atunci a dat Dinamo-ul Rapid pe Ion Marin, Dochia, Dumitrașcu și încă un jucător, Ivan. A dat 4 jucători și m-am dus eu la... Nu, pe Dumitrașcu l-a dat la Craiova. Am venit eu cu Dumitrașcu la Craiova atunci. Și așa am ajuns la Craiova. Întrebând pe un an acolo, a venit Dinamo, era numai, vocea numai, cum se zice, tăiete, cum se zice. Și a pus să-mi arucesc la Dinamo. Mă zice, arucesc, să vin la... Nu, n-am cum să vin la Dinamo. Păi, rău, n-am cum. Și asta a fost. Și apoi a venit înapoi, se stricase echipa la Craiova, plecase Ungureanu la Steaua, Ștefănescu la Brașov, mă spus și nu știu. Plecase mai mulți jucători. Și aia, băi, pleacă toți jucătorii, ajunsese la un moment dat, eram pe locul 10, și așa, locul 10, și aia, văd, să-l la Rapid. Mă uși acasă, la echipa mea, ce rost are să mai stau aici? Și m-am întors la Rapid. A venit, păi, m-a dus înapoi Liță Dumitru. Și era un președinte Ignat, dacă nu știi, vezi? Mai zic și Rapid. Recunosc. Da. După care ați lucrat cu Mircea Lucescu la Rapid.
Da, eram... An buni. Păi 96, 95, 96, 97. 97. 97. Și era atunci cupa Intertoto. Țin minte că am jucat pe Național, în Cotroceni. Pe... Cu Lyon. Cu Lyon, țin minte, mai multe meciuri. Și între timp m-am apucat de antrenorat. Și cam asta a fost. Și Mircea Lugescu vine foarte des la meciurile Rapidului. L-ați auzit, bănuiesc și dumneavoastră, pe domnul Șucu la un moment dat, care a spus că încearcă să-l conving ori pe el, ori pe Răzvan. Vedeți unul dintre Mircea și Răzvan Lugescu în viitorul apropiat la Rapid? Tot ce e posibil, nu știu, dar e greu. E greu să vină. Nu, Mircea Lugescu nu cred că mare entuziasmul din trecut să activeze în România ca antrenor. Poate doar așa, patron de club, președinte, ceva. Director tehnic sau nu știu... Director tehnic. Haideți să vă întreb direct, pentru că ați lucrat și chiar am vorbit puțin mai devreme. Ați lucrat cu Măldărășanu, atât cu jucătorul Măldărășanu, cât și cu antrenorul Măldărășanu. Ați vedea un, nu știu, ați vedea pe Măldărășanu antrenor principal la Rapid sezonul viitor? Sigur, aș vedea. Este printre cei mai buni antrenori cu care am lucrat eu. Are și avantajul vârstei. Are entuziasm, este meticulos în tot ce face. Am fost 2 ani cu el și știu și cum gândește fotbalul. A luat și el multe de la... A fost antrenat de jucători, de antrenori mari și a avut preocupare să învețe. A învățat și plus că este un băiat inteligent. Măldărășanu, antrenor principal, Mircea Lucescu, director tehnic, ipotetic vorbind, cum sună, la Rapid? Sună foarte bine, normal, ce întrebare asta. Ți-am spus, e... nu știu. E greu, păi am văzut că Mircea Lucescu are planul și pe la Dinamo, dacă cei de acolo vor să-l aducă. Și merge și la meciurile lui Dinamo, evident. Păi îi place să vadă fotbal și să vadă... Poate că cine știe, vrea să simtă pulsul echipelor, campionatului, să nu vină ca... Să știe de unde să aleagă vară? Știință de cauze, știi. Da. Cu ce antrenor v-ați înțeles cel mai bine din postura de antrenor, secund? Nu pot să spun, m-am înțeles foarte bine cu toți, în afară de... Dar nu dau nume. Unul sigur nu m-am înțeles. Dar așa, perioada mai largă, puteți să ne-o spuneți. Nu, unul singur. Ți-l spun după emisiune. Și după anii 2000? După. Tudi, un prieten de la Botoșani, un fotograf foarte bun, vă întreabă care a fost cel mai dificil jucător cu care ați lucrat, dacă puteți să ne spuneți. Nu pot să spun, dar... Și poate Jean Blădoiu. Am avut și pe el la Rapid. Să-mi aduc aminte ceva despre el. Am scos odată sau l-a scos, nu știu ce, nu. Nu vreau să vorbesc de el, nu mai spun. Ok, dar cel mai frumos meci trăit ca antrenor la Rapid? Păi normal... Meciul cu Hamburg. Pe Giulești, cam 2-0. 2-0. Cu golurile superbe marcate de Buga și Nicolae. Da, eram atunci, ajunsesem parcursul ăla, eliminat Feyenoord. Atunci era cu grup. Șahtior la Donetsk. Victoria acasă cu PAOK, cu Ren. Au fost în acea perioadă. Eram la un moment dat, ajunsesem până la meciul cu Steaua, că era Steaua atunci. Și cu Steaua nu ne mai interesa, puteam să cădem cu oricine, și numai cu Steaua să nu cădem. Așa, aveam șanse, 2 echipe românești, să ne întâlnim mai sus, să ne întâlnim în semifinale. Poate. Deci nu că v-ar fost frică de Steaua. Nu, deci să nu cădem pentru fotbalul din România și cum ar fi o semifinală. Și puteam să cădem cu orice echipă. Așa de moral bun aveam. Și, chiar și cu Sevilla, care părea din altă ligă. Nu ne interesa. Așa de mare încredere aveam. Și Răzvan Lucescu, cum pregăteam meciurile, mergeam la meciuri,
în deplasare să vedem, aveam casete, ne trimiteau românii pe acolo, meciurile, le vedeam ce prindeam noi la televizor. Prieteam meciurile fantale, puneam la jucători pe tablă, la ProRapid, toate calitățile adversarului, defectele, le făceam până și pe posturi și individuale, ziceam, tu ești adversarul, ai pe nu știu care, și puneam despre picior stâng, picior drept, caută mai multă acțiune pe partea dreaptă, intră pe piciorul stâng, piciorul celălalt, opus părții, lucruri de-astea care și puteau jucătorii înainte de culcare, intra pe la ei prin cameră, pe la ProRapid și erau cu foaia în mână să citească și venea și ceau, băi, e la mișto ăsta și vă uite că nu, ia să vă pun eu întrebare și puneam întrebări să vedea că știu. Vremuri frumoase și amintiri frumoase. Țin minte la un, era, trec la alta acum, când aveau aminte de jucători, dificilea, Burdujean. El aproape nu înțelegea nimic, stătea acolo pe tablă, era la un moment dat, Bergodi era. Ah, Bergodi era la Rapid în perioada aia. Și pe tablă începuse, niște scheme pe acolo, cu roșu, după aia ca să înțeleagă altă, după aia cu, nu ștergea. Cu negru, după aia cu verde, cu ce culori mai avea el pe acolo. Și Burdujean stătea așa, se uita. Și Bergodi zice, ei, era să zic chiar italianul, un grand de casino, nu? Și uite, Burdujean era lângă el, nu știu cine, Maier sau un Maier. Nu, Maier, Ovidiu Maier. Nu era Maier? Nu, Maier era. Maier a fost finalul anilor 90 și începutul 2000. Era unul care era prieten cu Burdujean, nu știu. Cătălin Popa, parcă. Nu. În sfârșit nu contează, un jucător de la Rapid. Și zice, Lucian, un grand de casino. Și zice, bă, dar de unde știi ăsta că joc eu la casino? El a dat față de ușa la casino. Bă, dar de unde, cine m-a spus? Era printre ei, că stătea, era acolo, era acolo. Și eu stăteam pe scaun lângă ei. Erau băncile la ProRapid, scaunele legate și aia, și eu puneam un scaun acolo. Stăteam lângă ei să mă știu ce. Și auzeam, băi, dar de unde știi ăsta că joc eu la casino? Și pentru că am depășit spațiul emisiunii, vă mai întreb doar atât. Credeți că Rapid prinde cupele europene, dacă tot ne-am amintit de acea perioadă extraordinară? Pentru fotbalul românesc, pentru Rapid, pentru Rapid, pentru fotbalul românesc, așa o să spună și cei de la Craiova. Bine, și Craiova la fel. Dar una e să joace cupele europene cu o echipă cu asemenea suporte, cu Craiova, Rapid, și la Craiova s-au cam împărțit și nu mai e ce era înainte. Eu trebuie neapărat să joace cupe europene, mai ales că vorbim de centenar. O să jucăm în cupe europene, poate o să facă o treabă bună acolo și se mai uită și cupa și campionat. Deci asta ar salva sezonul, calificarea. Exact. Salvează sub, ar fi dezastru dacă nu. Ți-ai seama, vor fi schimbări de antrenori, de jucători, poate și în conducere. Se poate întâmpla orice, pentru că suporterul rapidist încurajează, dar și când trecem latura cealaltă, e grav. Vă mulțumesc foarte mult, Neamărean, pentru plăcere. Că ați fost și mi-am adus și eu aminte de anumite meciuri foarte frumoase. Am venit de pregătit, acum am de acasă, adică stăteam cu seara înainte acasă și umblam toate alea ce am eu presă, cu amintiri, cu treia și să-mi aduc aminte de fiecare. Așa e greu, sunt ca 41 de ani, ca mult să-ți aduci aminte de lucruri. Ne pregătim pentru pauza competițională din iunie și vă invit din nou în luna iunie. Bine. Și atunci facem o analiză a întregului sezon. Bine, mulțumesc de invitație. Mulțumesc mult, Neamărean, vă mulțumesc și vouă, prieteni, și vă aștept și marțea viitoare aici la ProSport, la Exclusiv Rapid. O seară excelentă în continuare.